Vreau doar să vă spun de la început, a început deja cronometru, că atunci când am emoții, clipesc des, vorbesc mult și repede. Sper în seara asta doar să nu clipesc foarte des, să pot să vă văd. O să vă vorbesc tot despre niște rețete, mai ales despre o rețetă pe care am învățat-o eu de acasă. Rețeta muncii. Știți vorba aia, meseria e brățară de aur? La mine în familie, munca a fost brățară de aur. Cu muncă poți să rezolvi orice și să ajungi oriunde. Tata a fost mecanic de locomotivă, actualmente este pensionar și supraviețuitor a 3 AVC-uri. Avea un program pe care el îl considera foarte flexibil. Începea munca la 3 dimineața, la 4 după amiaza, la 12. Programul lui preferat era când venea la 3 dimineața de la serviciu acasă, dormea 3 ore și la 6 pleca cu trenul la țară, unde timp de 25 de ani a construit o casă. Casă pe care fratele meu, cu o echipă de muncitori trimisă de la București, a dărâmat-o de la zero și a reconstruit-o la loc într-o vară. Mama a lucrat în confecții, lucra în 3 schimburi și era tot timpul obosită. Îmi amintesc când venea de la schimbul 2, cel mai des mă găsea pe mine învățând și mă simțeam așa foarte mândră că învăț până la ora aia, mă vedea mama învățând și uneori mi era rău, dar știam că mama suferă de probleme cu bila și când e obosită îi se face rău, bunica la fel, era o chestie în familie, așa că e absolut normal să-ți fie rău când ești obosit. Ai mei își luau vacanțe ca să meargă la fân la țară, să meargă la prășit, la strâns de cartofi. Știam că și în vacanțe trebuie să muncești. Am plecat cu asta la facultate, fast forward, ajungem în 2008, când eram într-o relație fericită cu, cum își spune el, soțul meu actual, primul meu soț, și m-am angajat într-un program 8-4. M-am trezit că după ora 4:30-5, când ajung acasă, stau degeaba, automat sunt inutilă, nu fac nimic. Hai să fac ceva. M-am apucat să fac un master. Am început cursurile în weekend, învățam până la 4 dimineața, mă duceam la birou obosită, cu agitație. Asta e viața, așa simți că trăiești, când ești cu presiune tot timpul pe tine. Am terminat și masterul, am luat și permisul de conducere. Ce să fac acum? Îmi plăcea foarte mult să gătesc și m-am gândit să fac un curs de cofetari, ca să nu poată lumea să-mi reproșeze că eu fac prăjituri, dar n-am o școală acolo, la bază. Tot așa, 3 luni mi-am decalat programul de la birou, trăiam aceeași presiune, mi-a plăcut la nebunie. În 2012 o prietenă mi-a zis: auzi, dar de ce nu-ți faci tu un blog culinar? Ești filolog, știi să scrii, îți place să scrii, îți place să gătești. Din ziua în care mi-a zis, peste 2 zile, mai exact într-o dimineață la 4, îmi terminasem blogul. L-am făcut singură, în WordPress, m-am dus a doua zi la birou, am spus la toată lumea, mi-am anunțat toți prietenii și un amic mi-a zis: îți dau 6 luni până te plictisești. 10 ani mai târziu, vorbesc despre rețete. Din nou, după toată povestea asta, a venit așa, o perioadă de pauză. Apoi am zis că nu, dacă am început blogul, trebuie să continui. Și am început să gătesc, să fac candy bar-uri pentru evenimente caritabile, pentru că de ce să iau bani, că e rușine să iei bani, că tu ai deja un serviciu. În 2013, unul dintre amicii mei, actualmente un jurat MasterChef, m-a chemat să gătim într-o bucătărie profesională. Eram așa de entuziasmată pentru că din mâinile mele avea să mănânce maestru Beligan. După o săptămână plină la muncă, într-o vineri, era vineri la ora 12, am plecat de la birou, m-am dus, am gătit cu el acolo, am vorbit cu maestru Beligan, a fost o încântare, am gătit pentru maestru Beligan, v-ați notat. Am ajuns acasă, mi-era foarte rău. Și soțul meu mi-a zis că sunt cam palidă, i-am zis, da, ok, cred că mă prinde o răceală. În noaptea aia, îmi amintesc și acum, am visat niște elefanți roz. Se apropiau și se îndepărtau de mine. Problema era că acum îmi dau seama că erau de fapt elefanții din cameră, pe care eu nu-i vedeam. M-am dus luni la medic și mi-a zis că am varicelă. Mă trezisem dimineața, sâmbătă dimineața, plină de bube din cap până în picioare. Eram așa de fericită când mi-a zis doctorița că trebuie să stau o săptămână întreagă în casă, încât am ajuns acasă și m-am apucat de scris pe blog toată săptămâna. Nu mă trezeam dimineața, mă trezeam la 9, de obicei mă trezeam la 6:30.
am scris rețete, am pozat și am postat. Eram în culmea fericirii că am avut timp să muncesc pentru ce îmi place. M-am întors iarăși la birou, a început iarăși munca susținută. Într-o săptămână, practic, am atenuat toată oboseala respectivă. Avea soțul meu un album de poze în care dormeam peste tot. Am poze în care dorm, evident, cum doarme toată lumea, în avion, în mașină, în căruță a dormit cineva. Am mers odată la țară, într-o vară, și am adormit în căruță, în fân. Apoi, când mergeam acasă la ai mei, dormeam, simțeam nevoia să dorm tot timpul. Sărbătorile mele însemnau în sfârșit somn. Tata a întrebat odată pe mama, mă, fata asta e bolnavă, de ce doarme atât? Știți ce i-a răspuns mama? E aerul tare. Că aici ai munte, la București e aerul poluat și aerul tare. Era așa de puternic aerul, încât dădea toate steagurile roșii la o parte. Nu vedea nici soțul meu, nici mama mea, nici tatăl meu, că erau niște semnale de alarmă care se trăgeau în jurul meu. În 2014, vedeți că vă duc pe o cronologie, mai avem. În 2014 am fost invitată să particip ca și concurent la Bake Off România. Este o emisiune despre prăjituri, dar un pic mai blândă, nu se aruncă cu farfurii pe jos. Ce era foarte fain, ce mi-a plăcut, e că trebuia să pregătim pentru fiecare preparat în parte un concept. Când am auzit ideea asta, am zis da din start. Mi-am pregătit pentru fiecare desert un concept. Am fost singurul concurent care a mers cu toată reguzita pregătită din timp. O hartă, o masă, o bicicletă din metal. Mi-am căpătat atunci și denumirea de cel mai implicat emoțional concurent. Așa a fost. Filmam de dimineață de la 6 până noaptea la 2, dormeam așa câte 20 de minute, acolo am învățat efectiv să dorm așa pe scaun, power nap-urile astea foarte vestite, și aveam pauză 2 zile. 2 zile în care puteam să ne odihnim, da, cine ar face asta, sau să ne repetăm rețetele. Ce credeți că făceam? Exact. Am ajuns în semifinal, a fost frumos, am fost la televizor, am văzut la televizor toată lumea care conta, absolut toată lumea din jurul meu. Prietenii părinților mei m-au văzut la televizor, ei contau, bineînțeles. La 2 săptămâni după ce am ajuns acasă, am început să am niște simptome de infecție urinară. Te ustură rău când faci pipi, pentru cine nu știe. M-am dus la un ginecolog care mi-a zis că trebuie să fac niște analize, am făcut niște analize. Ai leucocitele mari, asta e un semn de inflamație în organism, dar nu ai nicio infecție, totuși o să-ți dăm niște antibiotice. Am făcut tratamentul cu antibiotice, nu mi-a trecut. Am trecut la alți 3 medici, mi-au mai dat niște antibiotice, nu mi-a trecut. Am văzut un urolog la Spitalul Militar. Era un domn care era foarte grăbit, un colonel, am alergat după el pe culoare pe acolo. Hai să-ți facem repede o cistoscopie, te programez la cistoscopie, practic te adormim, intru cu camera în vezica ta, văd ce ai și gata, s-a rezolvat. Zis și făcut. M-am dus, m-au adormit, au intrat cu camera, m-am trezit din anestezie, m-am urcat la volan, am plecat la birou. M-am ajuns la birou, mi s-a făcut rău, evident. A zis colegul meu, băi, cred că e cazul să mergi acasă. Am dus acasă, mi-am revenit, a doua zi am venit la birou. Urma să aflu că n-am nimic la vezică și după aceea am aflat că trebuia să stau o săptămână acasă. N-am stat. M-am dus la ginecologie, mă durea în continuare, aveam aceleași dureri. M-am dus la un domn, să-i spunem The Butcher, care mi-a zis, hai să-ți facem o operație, să vedem că poate e o problemă ginecologică. Te adormim și nu o să simți nimic. Când am auzit somn, nici nu înțelegeam de ce colegele mele de salon sufereau, mergeau greu după intervenția asta. Băi, te adorme, intră și gata. Aveam să aflu că după o operație laparoscopică, practic îți bagă un tub în gât, cu care te trezești, îți umflă coastele, te dor coastele, e o întreagă nebunie aici în abdomen, nu poți să funcționezi o săptămână, dar după ce treci anestezia, tu practic ai aceleași dureri dinainte, pentru că, ce să vezi, nu era o problemă ginecologică. La un moment dat, cu ultimele speranțe, am găsit un medic la un spital de stat, care s-a așezat pe scaun și mi-a spus, spune-mi ce te doare. I-am spus ce mă doare, i-am descris tot ce simțeam și mi-a zis, paradoxal cu bucurie spun, dar mi-ar plăcea ca toți pacienții pe care i-am eu să descrie atât de bine ce simt. Felicitări cu felul în care ai descris ce simți. Dar spune-mi ce emoție puternică ai simțit tu înainte să ai aceste simptome.
m-am simțit atât de revoltată, adică eu spun ce mă doare și tu mă întrebi ce emoții am avut. Și am zis că am fost emoționată. După aceea, vă dau un exemplu. Știți când erați mici și jucați, v-ați ascunțelea și când vă piteați, simțeați nevoia să faceți pipi? Asta e chestia cu sistemul urinar. El e legat foarte mult de emoții. Medicul respectiv a tot comunicat cu un alt medic, n-au reușit să mă ajute. În schimb, al doilea medic, care era fiul tribului medic, a zis, hai totuși să-ți mai facem o cistoscopie din asta exploratorie, unde au descoperit și am primit după un an și 7 luni, în sfârșit un diagnostic. Cistită interstițială cu ulcerații Hanner. Practic, pe vezica mea erau niște ulcerații de 2 cm și puteți să vă închipuiți voi ce se întâmplă când ajunge acolo urină. Eu funcționam foarte bine, eram puternică, munceam în continuare să nu vadă lumea că sufăr. Am avut un eveniment foarte mare, așa, în 2018, când am vândut o tartă pentru un eveniment caritabil, a fost o reușită, am avut sold out în 56 de secunde. Toată lumea m-a ovaționat, pentru cei din agenție, era o bucurie imensă. După perioada asta, 3 zile am stat în pat, n-am putut să mă ridic din pat pentru că aveam niște dureri foarte mari. Am continuat cu durerile astea până la o nouă intervenție, la fel mi-a cauterizat ulcerațiile astea, am funcționat bine până în 2018, la jumătatea anului, când o prietenă mi-a zis, tot așa, având dureri, de ce nu vezi tu un terapeut? Mă gândeam, cum de nu m-am gândit la chestia asta cu terapia, că am văzut în filme că dacă îți sugerez că o să fii bine, o să se întâmple. M-am dus la terapeută, convinsă, gata, mă vindec. Terapeuta mea, Cristina, care a murit acum o lună, neanunțat, pe care sunt foarte furioasă, că ea m-a învățat că am voie să fiu furioasă, că nu mi-am terminat treaba cu ea, se uita la mine foarte ciudat. M-am simțit cumva dezbrăcat așa și nu înțelegeam de ce se uită fix în mine. Aveam să învăț de la ea că nu există gândire magică, că problemele nu se rezolvă peste noapte dacă îți sugerezi că vei fi bine, decât în filme. Că partea asta cu să fii pozitiv și să trăiești doar sentimente frumoase și să le ascunzi pe preș, sub preș, sau să le pui pe preș, pe cele negative. Să nu accepți că ești obosit. Aveam să aflu că sufeream de fobie de oboseală, din cauza că mama mea era mereu obosită și tata o judeca mereu că era obosită și că îi place somnul. Și am învățat să văd semnele pe care mi le dă corpul. Mă mir că erau atât de evidente și nu le învăța nimeni, pentru că, din păcate, nu suntem învățați de acasă să citim când avem nevoie de ajutor, să luăm o pauză pentru noi și să vedem totuși ce ni se întâmplă. În 2022, în aprilie, am avut ultima intervenție, până în prezent, pentru că este o afecțiune cronică, corpul luptă în continuare, emoțiile mele trăiesc cu mine în continuare. Medicul mi-a spus că nu promite că o să fiu bine, pentru că ultima dată vezica mea nu mai putea duce încă o intervenție. Dar aveam din nou acele dureri atroce și am zis, vă rog frumos, măcar să facem ceva exploratoriu, pentru că nu mai pot trăi așa. Începusem să-mi dau voie să sufăr, să vorbesc despre asta, să mă plâng, deși nu e o afecțiune care se vede. Înainte să ne vedem, de exemplu, am fost astăzi de 12 ori la toaletă. De regulă merg între 25 și 35 de ori în 24 de ore. Pare așa, aoleu, iar îți vine să faci pipi, dar cum ai fost? Cert e că am avut intervenția asta. Medicul a venit la mine în salon, din fericire e un medic tânăr, care e foarte deschis la nou, cu care vorbesc pe WhatsApp. Și mi-a zis, să știți că nu știu ce faceți, poate vă ajută treaba asta cu terapia, dar ce faceți, faceți bine. Continuați. Mulțumesc!